Divizionarea secundă de futsal, ACS Vest de Vancă, nu a disputat niciun meci oficial în acest an. Primele jocuri din campionat, urmând a le susține abia luna viitoare. Deveni conduc în Serie A, în care evoluează fiind singura echipă din Liga a doua cu punctaj maxim și speră să promoveze în premieră pe prima scenă a futsalului din România după barajul de promovare. Din fericire pot să spun că la Liga 2 am rămas singura echipă de pe locul întâi care are maximum de puncte după etapele jucate. Celelalte serii, locul 1 s-a mai împiedecat și în prima și în a doua serie. Deci deocamdată suntem în grafic, ne dorim, bineînțeles, să ajungem la ultima fază a competiției, la turneul de calificare pentru Liga 1 și, bineînțeles, să-l și câștigăm. Trebuia să jucăm acum în februarie, dar, din păcate, Cupa României ne-a dat puțin planurile peste cap. În februarie vom juca doar cele două meciuri de Cupa României, urmând ca în martie să jucăm turneele de la Craiova, respectiv Târgu Mureș. Primul joc oficial al celor de la Vest Deva va fi în optimile de finală din Cupa României. Astfel, sâmbătă, 12 februarie, începând cu ora 17, la Sala Sporturilor din Deva, ACS Vest va întâlni liderul unei alte serii din divizia secundă, Ceahlăul Piatra Neamț. Sorții le-au fost favorabili devenilor, care, dacă trec de nemțeni, au șanse mari să ajungă în turneul final al Cupei României la futsal, întrucât în sferturi, chiar dacă vor juca în deplasare, ar urma să întâlnească o altă colegă de eșalon, dar mai slab cotată, aceasta urmând a fi aleasă dintre Inter Gheorgheni și Mausoleul Mărășești. Am prins un culoar destul de bun, în sensul că jucăm doar cu echipe de la Liga 2 și avem șansa să prindem un Final Four, ceea ce nu este chiar la îndemâna oricărei echipe de Liga 2. Anul ăsta am avut, pot spune, noroc la tragerea la sorți. Meciul mai greu cu locul întâi din cealaltă, din prima serie a Ligii a doua, cu futsal Ceahlăul Piatra Neamțul, jucăm la Deva. Este un alt avantaj pentru noi. Și dacă reușim să trecem de Piatra Neamț, avem un al doilea meci, zic eu, mai ușor, chiar dacă îl jucăm în deplasare. Cealaltă echipă de futsal din Deva, Auto Bergamo, liderul primei divizii, va juca în optimile cupei cu o altă formație de Liga 1, CFR Timișoara, în deplasare, marți, 15 ianuarie, de la ora 20. În caz de victorie, cei de la Auto Bergamo sunt ca și calificați în Final Four-ul din cupă, în sferturi, urmând a întâlni în deplasare o echipă din eșalonul secund, Șoimi și Mand, din județul Arad, sau Harghitenii de la ASK Remetia. Eduard Covaci, președintele celor de la ACS Vest, și-ar dori ca Final Four să se desfășoare la Deva, iar în meciul decisiv, cel cu trofeul pe masă, să se afle față în față cele două echipe din orașul de la poalele cetății. Final Four la Deva? Nu pot să spun nimic până la momentul în care nu știm echipele calificate în Final Four. Ar fi frumos să fie Final Four la Deva? Final Four-ul Cupei României ar fi frumos să fie la Deva. De ce nu o finală între două echipe din Deva? Și un pronostic? mai greu. Deci nu putem, doar noi sperăm, ne-am bucurat să fim prezenți la masa bogaților. Partidele din sferturile de finală ale Cupei României la futsal sunt programate a se desfășura în perioada 26-28 februarie.